Stimați frați, surori, cu bucurie, cu emoție, vreau să spun în această dimineață, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Privim în urmă la timpul care Dumnezeu ne l-a dăruit, pe care l-am petrecut și prin care Dumnezeu ne-a trecut. Astăzi, când amintim de 60 de ani, e așa de frumos să spui cu bucurie, cu mulțumire, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Amin, amin. Dar dacă privim în urmă așa, prin amintirile vremii, nu totdeauna au fost zilele frumoase, au fost zile cu zbucium, cu dorinți. Poate cei mai tineri nu știți că cei care au avut curajul să fugă din România, fie în America, fie în Canada, n-au fost oameni care erau liniștiți. Erau oameni plini de dorințe, erau oameni cu mult entuziasm, dar Dumnezeu ne-a pus împreună să-L slujim, să-L binecuvântăm, să-I purtăm numele și astăzi, prin marea Lui îndurare, suntem aici. Amin. Mărit să fie Domnul. Amin. Domnul. Mulțumesc Lui Dumnezeu că sunt aici în această dimineață împreună cu voi. Mulțumesc fratelui păstor pentru invitația făcută, fratelui Andrei. Sunt aici împreună cu soția mea, Dumnezeu care ne-a binecuvântat ca și familie, care ne-a purtat de grijă și care a fost așa de bun cu noi. Cuvântul Scripturii este baza vieții noastre de creștini, dar legat tot de Cuvântul Scripturii, Dumnezeu ne-a dat un mare har, botezul Duhului Sfânt. Amin, amin. Eram un tânăr venit în Detroit cu în urmă cu 45 de ani. Ajuns de România împreună cu soția mea. Și mi-a zis un om al lui Dumnezeu, căruia Dumnezeu i-a făcut o descoperire și i-a spus: ascultă, tinere, dacă vei umbla în căile Domnului și dacă vei asculta ce El vrea să-ți spună, Dumnezeu vrea să-ți dăruiască binecuvântare, să te folosească. Și a continuat cuvântul Domnului. Venit în Detroit, eram în jur de 85 de persoane în biserica de pe Chopin. Venit din România, dintr-o biserică mare, participare de studiu biblic din Oradea, când ne-am văzut aici, am zis, nu știu dacă voi rămâne aici. Mai spuneam din când în când că e vremea de a ne întoarce înapoi. Dar Domnul a schimbat împrejurările, vremurile. Când fratele Grigore a zis, ei au venit într-o vizită în România, nu știu în ce an, în 76 sau 7, și mi-au făcut un mare favor atunci. Mi-au dus rochia de mireasă la soția mea. Am spus aceste lucruri câteva să vedem cum împletește Dumnezeu toate lucrurile. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Anii au trecut,
După ce am venit cu alți frați, am la Kitchener, în vremea aceea, fratele care ajunsese în Statele Unite, fratele Tiva, dar venit din Oradea, un păstor cu un nume bun, un om al lui Dumnezeu, cu familia, oameni care au avut pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, s-au adunat, ne îndemnau, ne spuneau să slujim pe Dumnezeu, deja era o vârstă de frați, de surori, deja înaintați, și printre ei am apărut câțiva mai tineri și deja ei doreau să se ridice numele Domnului și continuarea lucrării lui Dumnezeu. Și așa a făcut Dumnezeu că tot ceea ce vedem noi astăzi, tot ceea ce simțim o bucurie imensă în sufletul nostru este că deasupra tuturor, a tuturor evenimentelor, este unul care le coordonează pe toate. Și acesta este Dumnezeu. Dar Dumnezeu este și Tatăl nostru. Binecuvântat să fie numele Lui. Mulțumesc Domnului pentru biserica din Kitchener. Pentru voi care în ziua de astăzi sunteți într-un număr așa de frumos. Pentru voi care în ziua de astăzi ați venit cu bucurie la sărbătoare să cinstim și să binecuvântăm pe Domnul. Printre lucrurile frumoase pentru care aș vrea să spun din toată inima o mulțumesc lui Dumnezeu pentru frații și surorile de atunci, oameni care doreau să-și facă și ei o stare materială, dar care veneau, se bucurau, dădeau slavă lui Dumnezeu. Mă amintesc de fratele Burcă, întotdeauna zice, mai pune-mă cu o cântare. Și așa mai lucrurile au continuat. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia care mi-a dat-o, pentru soția mea care mi-a fost un mare ajutor în anii aceia. Noi împreună am crescut 9 copii, dar eu eram mai mult plecat de acasă decât acasă. Așa a rânduit Dumnezeu lucrurile și ea a fost, și am spus în biserică la noi, ea a fost evanghelistul de acasă. Nu lăsa copiii să meargă la culcare până nu citeau și până nu se rugau. Asta era regula de familie. Nu se lipsea de la biserică, indiferent care era motivația de duminică dimineața. Dacă eu eram plecat oriunde în slujbirea Domnului, în Europa sau în alte părți, copiii dimineața aveau datoria să se scoale, să asculte și să meargă la biserică. Stimații mei, continuați aceasta în viețile voastre de familie, dragi părinți, că veți fi binecuvântați. Rodul și binecuvântarea nu o vedeți imediată, dar o vedeți în ani. Pentru că cel ce lasă de plină binecuvântare este unul singur, Dumnezeu. Măriți să fie numele Lui. Relațiile noastre frățești, aș vrea să spun, Detroit, Kitchener și Chicago au fost primele din anii de început. Biserica română a început în Detroit din anii 1918, cercuri de rugăciune, și în 1922 a format prima biserică, un grup de frați, de oameni. Primii români care au venit în America au venit în nordul Canadei, la farmele de aici. Eu m-am uitat în istorie dintr-o carte scrisă în 1926, unde sunt extrem de multe informații. Dar pentru că era economic mai bun Detroitul, oamenii s-au îndreptat acolo. Au format cercurile de rugăciune, s-a format prima biserică. De acolo, dorința pe care a pus-o Dumnezeu în inimile multora, au plecat și în România și așa s-a început lucrarea din România. Cineva m-a întrebat într-o zi,
din România au venit spre America sau din America au plecat spre România? Și am zis, din America au plecat spre România. Pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Relațiile noastre frățești au continuat, au fost bune. Nu vreau să spun că nu au fost și neajunsuri. Că așa este, să pui împreună multe evenimente, nu este chiar așa de ușor. Dar dragostea fraților acestor trei comunități, nu mari, au pus împreună în 1969 prima convenție pentecostală română din Statele Unite și Canada, la Detroit. Până în anii aceștia, în 80, 83, 84, eram un grup, ne bucuram de prezența lui Dumnezeu, așa era amintit. În 1972, în 81, a fost la Canada. Oamenii aceștia, frații aceștia, unii nu cu prea multă școală, nu cu prea multe posibilități materiale, dar cu o inimă deschisă pentru Dumnezeu, pentru numele Lui, au dat curs lucrării lui Dumnezeu. Și ceea ce avem noi astăzi este datorită acestor frați, surori, tineri de atunci, care și-au pus viața în slujba lui Dumnezeu și astfel noi putem sărbători cu multă bucurie. Dacă eu ar trebui să-mi aduc aminte de familiile care erau aici, de felul în care Dumnezeu a binecuvântat biserica aceasta. Era o soră aici care a trecut la Domnul, i-am botezat fratele Ionel. Venind aici, slujind lui Dumnezeu, bucurându-mă de frați, de surori, de primirea care mi-au făcut-o, călătorind înapoi la Detroit, aproximativ 4 ore și ceva de drum, du-te, vino, întâlniri cu frații, bucuria noastră să fim împreună, să-L slujim pe Dumnezeu. Am așa de multe amintiri frumoase. A venit aici, după aceea, continuând slujirea fratelui Dionisie, și ceilalți frați care au fost și au continuat, slăviți să fie Dumnezeu. Amin. Pentru toată lucrarea Lui. Poate câteodată noi ne amintim mai repede de greșelile din trecut, de neajunsurile care le-am avut. Eu vreau să vă sfătuiesc astăzi că cel mai frumos lucru este să-ți amintești de lucrurile bune. Amin. Care ni le-a dat Dumnezeu în viața noastră. Amin. Suntem omenești, greșim în multe feluri. Suntem într-un val al vieții în care deseori, în mod involuntar, putem greși, putem să spunem o vorbă fără să ne dăm seama, dar marea dragoste a lui Dumnezeu ne-a ținut și ne va ține împreună mai departe, numele Lui să fie binecuvântat. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu în această dimineață, stimații mei, dragii mei, iubiți ai Domnului, Biserica lui Dumnezeu, m-am gândit ce să spun și ce să vorbesc în această dimineață, în zilele care a trecut, în timpul care a trecut, din săptămâna asta. Cuvântul lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu s-a îndreptat spre un text din Evanghelia după Matei, din capitolul 24, de la versetul 12, 13 și 14, unde scrie în felul următor: și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, apoi va veni sfârșitul. Dragostea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a purtat de grijă. Când a venit de la Detroit, frații de la Detroit, din biserică, mulți au spus, salută pe frații de la Kitchener. Spune-le binecuvântare în numele lui Iisus. Aș vrea să vă spun,
în numele Bisericii Aleluia, pe care o slujesc pentru vremea asta, în numele minunat și binecuvântat al Domnului care ne-a binecuvântat și noi am sărbătorit centenarul, mulțumindu-vă în această dimineață fraților, surorilor, formațiilor care ați venit să faceți sărbătoarea de 100 de ani frumoasă, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iar dacă Dumnezeu va mai îngădui, nu știm, să sărbătoriți și voi un centenar. Dar eu le-am spus la frați că noi ne-am adunat în Detroit și am spus, fraților, ascultați-mă, acum avem ocazia și cei mai mulți dintre noi nu o să ajungă la al doilea. Haidem acum să-l facem frumos, să-l cinstim pe Dumnezeu, să chemăm prezența Lui peste noi și numele Lui să-l înălțăm și orice inimă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin, frați și surori. Slăvit să fie numele Lui. Apoi, din partea Societății Biblice Române pe care o reprezint, la fel, binecuvântare, colegii mei, Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim folositori nu numai într-o slujire în biserică, ci să tipărim cuvântul lui Dumnezeu la ordinul sutelor de mii de exemplare, trecut de milion, și toate celelalte pentru slava și gloria celui ce este Mântuitorul nostru, glorie Lui în veci de veci. Scripturile pe care le aveți cei mai mulți în mâinile noastre este o lucrare a unui grup de frați care eu am precizat înainte că Dumnezeu a zis ne va folosi. Dacă ar trebui să vă spun, când eram în România, nu mulți își amintesc de fratele Pavelea, de bătrânul Pavelea din Usasău, un om în vârstă bătrân. Era în orașul Oradea, noi veneam de la biserică într-o zi, într-o duminică dimineața, și era acolo o clădire mare, Casa de Cultură, unde se țineau spectacolele din vremea de atunci, unde totdeauna erau zgomotul vremii a comuniștilor. Și veneam prin parcul acela și eram alături cu el și l-a zis, ascultă aici la mine, el era un om mai mic, mi-a arătără Domnul, că așa spunea el, parcă l-am înaintea mea așa, că de acolo, din locul acela, se va predica Evanghelia. Așa cum m-a văzut în poză, eram așa, mai, așa și eu mă uit la ce știe fratele acesta, bătrânul ăsta. Când în lumea asta e așa de puternic imperiul ăsta, cum se va schimba lucrurile să ajungem să fie așa ceva? Și eu m-am uitat la el, dar cuvintele mi-au rămas în inimă. Că apoi, în 1989, aceste cuvinte profetice să se împlinească. Am fost acolo, s-a predicat Evanghelia. De ce? Pentru că Domnul nostru, Iisus Hristos, a murit, a înviat și este viu în vecii vecilor. Și biserica nu aparține unui om. Biserica aparține lui Dumnezeu. El poartă de grijă bisericii sale, aleșilor săi, dar nouă ne revine o datorie fiecăruia din noi. Spune, Domnul Iisus a menționat în Evanghelia după Matei că în zilele din urmă, din pricina mulțirii fără de legii, stimații mei, răscumpărați ai Domnului, haidem să ne uităm puțin în jurul nostru, în vremurile astea de 20 de ani, 30 de ani, de cât avem noi cunoștință fiecare, zilele acestea, în zilele acestea, mulțirea fără de legii parcă a ajuns la culme. Din toate punctele de vedere, nu trebuie să le amintesc, pentru că voi le știți. Dar ce este dureros pentru noi ca și Biserica lui Dumnezeu este că, deși Dumnezeu, deși Harul lui Dumnezeu, deși bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat pentru noi în cele mai frumoase momente și binecuvântări, noi perdem din această dragoste care a trebuit să însuflețească sufletele noastre. Recunoaștem noi că avem biserică frumoasă, avem formație, avem tot ce ne trebuie, dar
Când e vorba să venim la închinare, nu simțim noi că dragostea s-a răcit? Nu simțim noi că ne este greu să venim la închinare? Când vorbim despre o răceală, ea nu are loc dacă surorile care sunt la bucătărie iau oala după aragaz, după foc de unde este, ea nu se răcește dintr-o dată. Ea se răcește treptat, ușurel, ușor, ușor. Ea ajunge la faza de răceală. Viața unui credincios, dacă nu stă în limitele cuvântului lui Dumnezeu și nu păstrează așa cum scrie aici cuvântul lui Dumnezeu și amintește că acum rămân cele trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Noi, în felul acesta, pentru că avem un dușman comun, biserica are un dușman comun, credinciosul are un dușman care e comun pentru noi toți, este vrășmașul, satana, șarpele cel vechi. El încearcă să înșele, dacă e cu putință, și pe cei aleși. Stimați-vă, voi sunteți aleși ai Domnului, noi suntem aleși Lui. De aceea trebuie să veghem în felul acesta ca puterea aceasta a dragostei să nu răcească în noi. Când se cântă în adunare, un om plin de dragoste, de putere, va cânta din toată inima. Pentru că el nu cântă pentru folosul celora din jurul lui. El laudă pe Dumnezeu, îi binecuvântează numele, îl onorează pe Salvatorul, pe Mântuitorul, pe Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Pe o bancă în biserică se așează doi frați unul lângă altul, necunoscuți, ca și la întâlnire oarecare, unul plin de așa de bucurie, de har, când se spunea de la amvon, slăvit să fie Domnul, el zicea, amin, osana. Lângă el un frate mai liniștit, mai cu dragoste, mai rece, tot se uită la el și spune, frate, nu te supăra, dar ajunge acum că așa. Și el îi zice, dar de ce ai spus tot de două ori? Zice, pentru că tu n-ai zis niciodată, am zis și pentru tine. Ca să ia și pentru tine ceva în viața ta. Dacă ai zis amin, amin, de ce ai zis de două ori? Am zis și pentru tine, că tu n-ai zis niciodată. Se răcise dragostea lui, se răcise dorința lui de închinare, de aceea, stimații mei, când e vorba să dăm slavă lui Dumnezeu, să o dăm din toată inima. Domnul Iisus zice, fără de legile la nivelul general, nu numai în lumea de afară, dar pătrun și în viețile noastre de creștini. Media, tot ce ne informează, telefoanele astea moderne ne stau la îndemână cu tot ce vreți, dar extrem de periculoase, extrem de dureroase în viața în care noi trăim. De aceea, în lumea asta modernă, nivelul nostru general, parcă dorința noastră de a glorifica pe Domnul, de a onora numele Lui, slăbește din zi în zi. Ne vedem că ne este greu închinarea, ne vedem că este greu rugăciunea, ni se pare greu să facem dărnicia, ni se pare multe lucruri care altă dată le făceam din toată inima, nici nu mai puneam întrebarea. Ne eram gata să ne punem în slujba lui Dumnezeu. Dar noi, care am beneficiat de această mare binecuvântare a libertății, nu mai este prigoană, nu mai avem de suferit, cum erau anii de atunci, nu mai sunt lucrurile acelea care strângeau viața noastră. Astăzi, lumea modernă ne atacă în altfel. De aceea, dragostea lui Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, ne strânge. Vă dau un exemplu. Clădirea asta e frumoasă, tot ce vedem noi este frumos. Sunt piesele acestea de construcție, majoritatea ca la construcții, cărămizile. Cărămizile sunt extraordinar de folositoare, de tari. Dacă punem cărămidă peste cărămidă, vom ridica un zid poate de un metru și apoi se va răsturna. Dar dacă punem între cărămiz mortarul acela, se înalță zidul până sus și rămâne acolo pentru zeci sau sute de ani. De ce? Este ceva care leagă. Este ceva care pune acolo și ține împreună. În biserica lui Dumnezeu, ceea ce leagă, ceea ce pune împreună, ceea ce ne face să simțim unii cu ceilalți, este dragostea lui Dumnezeu.
Dragostea lui Dumnezeu este mortarul acesta, dacă vreți. Dacă lipsește din viața unui credincios dragostea, el va fi mai degrabă sau mai târziu, va pierde, va cădea într-un fel sau altul, dar noi adunați în dragostea lui Dumnezeu, rămânem în picioare. Apostolul Pavel scrie la Efeseni 3, de la versetul 17, 19 și 20, el amintește și pune acolo când vorbește bisericii că noi trebuie să avem rădăcina și temelia pusă în Hristos în dragoste. Hristos trebuie să locuiască pe deplin în inimile și în viețile noastre. Dacă nu este Hristos Domnul în viața unui credincios, el nu este puternic necesar să stea împotriva atacurilor lumii, împotriva lucrurilor care lumea ne pune, presează pe noi. Moda, vocabularul, muzica, confortul și tot ce vreți. Sunt lucruri din afară care se văd. Dar sunt lucruri interioare pe care nu le vedem la nivelul inimii, la nivelul cugetului, la nivelul gândirii noastre. Noi trebuie să avem în noi gânduri curate, simțuri cumpătate, umblări curate la nivel de familie, de soț, de soție, de tineri care ne pregătim pentru căsătorie. Noi trebuie să avem nivelul minții și curăția cugetului curat. Noi intrăm înaintea lui Dumnezeu într-un angajament, fie în apa botezului, fie la căsătorie, nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru tot restul vieții noastre. De aceea, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, în dragoste putem să ne îngăduim unii pe alții. Efeseni 4:2 spune acest lucru. Apoi, apostolul Iuda vorbește așa de mult și spune el cu cuvinte foarte apăsătoare că vremurile din urmă, care vor fi extrem de dificile, el amintește și spune apostolul Iuda că noi ne ținem și rămânem legați în dragostea lui Dumnezeu. Și noi avem pasajele Scripturii. Ce ne-ar putea pe noi despărți de dragostea lui Dumnezeu? Foametea, strâmtorarea și așa mai departe? Nimic. Pentru că noi nu suntem doar puși așa, unul acolo și altul aici. Noi suntem legați în cel mai prețios nume și numele acesta este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Stimații mei, aș vrea să vă îndemn ca și biserică să vă cinstiți slujitorii pe care îi aveți. Să vă rugați Domnului pentru ei. Pentru cei ce conduc formațiile, tinerii, cor, fanfară, grupurile, oricare, fac o slujbă înaintea lui Dumnezeu. Și ei au nevoie de protecția lui Dumnezeu, a mâinii lui Dumnezeu. Să facă cârmuirea sub amprenta puterii Duhului Sfânt, în care Dumnezeu își pune harul Lui. Și dacă noi rămânem în picioare, în slujire, în umblare, este harul Lui Dumnezeu. Nu sunt cunoștințele, nu sunt felul nostru de a ne descurca în lumea asta, material sau așa mai departe, ci este dragostea Lui Dumnezeu. Ca și credincioși, dacă noi urmărim pilda semănătorului, acolo vom vedea că sămânța a fost semănată. Dar există un cuvânt acolo, spune că nu a avut rădăcină și s-a uscat foarte repede. Nu a avut rădăcină. Când în viețile noastre, în Matei 13, nu are trăirea aceea adâncă a sufletului, a umblării noastre cu Dumnezeu, dragostea, mai degrabă sau mai târziu, ea se va răci foarte repede. Dar, prin ajutorul lui Dumnezeu, noi vrem să rămânem credincioși lui Dumnezeu. De ce? Câteva din aspectele care fac ca dragostea să se răcească. Unul dintre lucrurile importante în viața de creștin este participarea la sărbătoarea cinei Domnului. Mulți neglijează acest lucru așa de important. Asta nu e stabilită de păstori, asta a stabilit-o Iisus Hristos Domnul.
El a spus, am dorit mult să mănânc paștele astea împreună cu voi, dar le voi avea la întâlnirea în împărăția lui Dumnezeu. Noi când stăm la masă și sărbătorim cina Domnului, nu este doar un eveniment oarecare, este o participare activă a credinciosului în prezența lui Dumnezeu. Apoi, este felul de nepăsare care ne cuprinde deseori. Lasă, fac data viitoare, fac săptămâna viitoare. Dacă noi am face cu lucrurile noastre materiale și cu aspectele din viața noastră, să spui, la geam mă duc săptămâna viitoare, nu am, mă duc săptămâna asta. Care ar fi binecuvântarea ta materială? Dar când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, o amânăm. Dragii mei, nu amânați. Este vremea să veghem înaintea lui Dumnezeu. Apoi este nepăsarea care ușor ne aduce acum. Suntem comozi, mașini bune, slavă Domnului, îmbrăcați frumos și așa mai departe. Dar în Evanghelia după Luca, la capitolul 12 și versetul 39, este un pasaj acolo. Dacă ar ști stăpânul casei la ce vreme vine hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Stimații mei, Dumnezeu ne-a chemat la împărăția lui veșnică. Vrăjmașul vine să ne fure, gândurile, mintea, umblarea curată, curăția sufletului și sparge viața multora. Dar avem noi printre noi exemple negative, dureroase, prin familii, în viața tinerilor. Dar noi știi ce facem? Cu dragostea lui Dumnezeu îi spunem, vino la închinare, întoarce-te înapoi, harul lui Dumnezeu ne ține, dragii mei, puterea dragostei lui ne ridică, de aceea, haidem în această dimineață, amintindu-ne cu bucurie că Dumnezeu 60 de ani a privit spre noi cu îndurare, a privit spre noi cu iertare, dragii mei, a privit spre noi cu harul mântuirii, a privit spre noi cu biruință, să putem declara în ziua de astăzi, cel care merită toată slava, toată gloria, toată cinstea, îi Dumnezeu! Iisus Hristos Domnul ne-a mântuit, frații mei, și dragostea Lui și surori ne-a adunat și ne-a pus împreună sub mâinile Lui perforate la calvar. Să abandonăm vorbirea de rău, să abandonăm privirile suspicioase, să nu ne uităm cu dispreț unii la alții, că atunci când noi ne ridicăm în lucrurile materiale, încercăm să ne facem așa câteva pături sociale în noi. Dragii mei, astea nu vin din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu vin din Scriptură. Din Scriptură vine bucuria, pacea, nădejdea. Din Scriptură vine împărăția lui Dumnezeu. Nădejdea noastră că ne pregătim pentru țara noastră, care nu va fi nici America, nici Canada, va fi noul Ierusalim, a cărui meșter ziditor este Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui! Să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Și versetul de aici, cine va răbda până la sfârșit? Vor veni vremuri dificile, dar trebuie să ne ancorăm în harul Domnului Iisus. Vor veni vremuri în care prețul mântuirii va fi scump, dar nu trebuie să-l lăsăm nici de cum pentru orice din lumea asta. Și apoi cuvântul Domnului spune că Evanghelia asta a împărăției, astăzi se fac cele mai mari sacrificii și eforturi ca cuvântul acesta lui Dumnezeu să ajungă în lumea musulmană, să ajungă în Africa, să ajungă pretutindeni la cele mai îndepărtate triburi, să lucrează intens pentru că trebuie ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să se împlinească. De aceea zic Dumnezeu să binecuvânteze națiunea română. Din România, din Canada, din America, Dumnezeu le-a pus în inimă, a însuflețit pe credincioși să meargă în misiune, să fie misionar, să tipărească cuvântul Domnului. Poate fratele Sabri v-a povestit câteva din lucrurile care Dumnezeu le face în lumea musulmană. Dumnezeu ne-a deschis posibilitatea să slujim lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu să se răspândească. Prețul este scump.
Dar Dumnezeu e deasupra tuturor lucrurilor. El deschide drumul așa cum voiește El și nimeni ce a deschis El, nimeni nu poate închide. Și ce închide El, nimeni nu poate deschide. De aceea, Biserica lui Dumnezeu, dacă în această dimineață am avut atâta bucurie în inimile noastre, duceți bucuria aceasta în familie, aduceți-o de seară înapoi, păstrați-o în inimile voastre, dragi tineri, însufletiți de puterea dragostei lui Dumnezeu, cântând viața voastră să fie totdeauna o viață care este declarată în slujba lui Dumnezeu. E cea mai mare onoare să-L slujești pe Dumnezeu în viața asta. E cea mai mare cinste să-ți păstrezi identitatea de creștin, frumusețea căsătoriei tale, a vieții tale. Să te păstrezi curat, nu numai înaintea că ai un viitor, să te păstrezi curat înaintea lui Dumnezeu, care citește inimile și viețile noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu, în marea Lui îndurare, dacă anii ăștia care au trecut, am greșit, n-am făcut cinste numelui Său, Doamne, iartă-ne! Dacă în anii noștri de slujire un slujitor e împins de multe situații, să nu superi pe X, să nu superi familia cealaltă. Mulți se gândesc și spun, mă, e faimă să fii la amvon, să spui cine cântă, cine face asta și cealaltă. Am spus unui tineri, vreau să te pun să dai un îndemn. De-al mășini întreabă imediat, da două, nu pot da. După ce mai stăm puțin de vorbă, zice, dar când aș putea conduce și programul? Deci există în noi dorințele acestea, câteodată ni se pare că e așa de ușor, dar slujirea e cu sacrificiu. Slujirea este sub atac imens și puternic al întunericului. Citiți, vă rog, din slujba lui Pavel și veți vedea de câte ori și în ce necazuri. Întrebați pe slujitorii lui Dumnezeu de zeci de ani cât au îndurat. Trebuie să-ți lași familia, alții merg în vacanță, tu trebuie să mergi să-L slujești lui Dumnezeu. Alții își rezolvă problemele și tu trebuie să mergi la ora 1, să te rogi cu o familie, să-i împaci, să-i pui la o parte și apoi să te întorci bucuros, să spui, mulțumesc, Doamne, că Tu ai lucrat. Apoi să te duci în câte și câte alte locuri, stimați mei, răscumpărați ai Domnului, am pe inimă să vă spun asta. Biserica asta a fost slujită de oameni care n-au fost desăvârșiți, nici eu, nici ei, dar Dumnezeu s-a folosit de noi. Dumnezeu s-a folosit de noi și își pregătește o biserică care îl va întâmpina pe Cel care e veșnic, pe Iisus. Își pregătește un popor care să-i poarte numele. Și tu care mă asculți în dimineața asta, ești chemat să faci parte din numărul acelora. De unde vin aceștia? Aceștia vin de pe pământ. Ăștia au rămas în dragostea lui Dumnezeu și au spălat hainele. Au îmbrăcămintea albă, Cel ce ne-a curățat de greșelile noastre, de păcatele noastre, este Iisus Hristos. Nu i-a fost rușine de noi, de greșelile noastre. Ne-a luat de acolo de jos. Ne-a trimis, ne-a așezat în biserică număr celor răscumpărați. Ne-a făcut harul mântuirii. Nu ne-a lăsat să dormim ca alții în niște cutii de carton pe undeva în lumea asta. Ci ne-a dat locuri de locuit. Ne-a dat pâine pe masă. Ne-a dat îmbrăcăminte, ne-a dat familii frumoase, tineri, băieți și fete. Pe deasupra tuturora ne-a dat harul etern să fim cu El în vecii vecilor. Nu cred că ar putea fi ceva să ține gura închisă, să nu poți să spui în dimineața asta, mulțumesc, Doamne! Să spui în dimineața asta, dintre cei care puteau să fie în lumea asta pierdută,
ți-a fost milă și m-ai chemat la împărăția ta și sunt aici, nu oricine, ci moștenitor pentru o împărăție veșnică și eternă, a cărui meștere, a cărui mare păstor este Iisus. Vă îndemn să ne înrolăm în împărăția Lui, să-L urmăm, să punem foc în dragostea noastră, în iubirea noastră, în slujirea noastră, să fie una în care Dumnezeu să-și arate slava și gloria, aleluia, în care Duhul Sfânt să ne motiveze, în care Duhul Sfânt să lucreze cu putere, dragii mei, în care prezența lui Dumnezeu să nu lipsească niciodată din viața noastră. Dumnezeu care ne-a purtat de grijă să fie binecuvântat. Dumnezeu care ne va purta de grijă să fie slăvit și onorat. Dumnezeu care a rânduit ziua asta de sărbătoare să ne facă să avem totdeauna vie în viețile noastre, întâlnirea noastră cu Domnul. Aceea va fi marea sărbătoare. Din orice seminție, din orice limbă, din orice popor, Dumnezeu îi va aduna și ne va pune împreună. Noi nu mergem în mormânt. Lumea asta se pregătește de război. În jurul nostru fierbe o lume întreagă. Biserica Domnului, noi trebuie să ne pregătim pentru cer. Noi trebuie să ne pregătim pentru lumea biruitoare în Hristos. Și ceea ce face El pentru noi, o face cu mare har și cu îndurare. Doresc să vă încredințez în mâna cea bună a lui Dumnezeu, să vă binecuvânteze, să fiți o biserică care umblați în voia lui Dumnezeu. Tineri scump să cântați întotdeauna. Și dacă Domnul va ajunge, să ajunge la 70 de ani și atunci să cântați Domnului. Dacă Dumnezeu va binevoi să fie, cine știe cât de aproape, marea sărbătoare, răpirea bisericii, transformarea, Dumnezeu să ne facă parte tuturor de ea. Și câte alte cuvinte n-am putea să spunem în dimineața asta. Aceluia care este Dumnezeu etern și veșnic, stăpân peste toate, să-i fie slava și gloria în vecii vecilor. Aceluia care este Iisus Hristos, Mântuitorul, care a venit în lumea noastră, noi vom sărbători sărbătoarea, s-o dezbrăca de glorie și de slavă, să vină la noi, ca pe noi să ne îmbrace din nou în gloria și în slava pe care a pierdut-o. Aceluia care a spus că nu vă voi lăsa orfani, vă voi trimite pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt să ne cucerească pe fiecare. Și astfel, prezența lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu să fie în biserică, în familie și în viața fiecăruia din noi. Și ca și biserica lui Dumnezeu, spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul! Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi toți! Și Iisus Hristos, care a venit la noi, să fie totdeauna pe tronul Lui de glorie în viețile noastre. Fie dar că harul, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare. Amin.